Noi tensiuni în Taiwan, statul a anunțat că armata taiwaneză a doborât pentru prima dată o dronă civilă neidentificată care a intrat în spațiul său aerian în apropierea unei insule din largul coastei chineze. Situația vine după ce guvernul a promis că va lua noi măsuri dure pentru a face față creșterii numărului de astfel de intruziuni. For aircraft and ships that enter our sea and air territory of 12 nautical miles, the National Army will exercise the right to self-defense and counter-attack without exception. Comandamentul de apărare pentru Kinmen, un grup de insule controlate de Taiwan, situat vis-a-vis de orașele chinezești Xiamen și Quanzhou, a precizat într-o declarație publicată de Ministerul Apărării din Taiwan că drona a intrat în spațiul aerian restricționat deasupra insulei Lion Islet imediat după prânz. Trupele de pe insulă au încercat să o avertizeze să se îndepărteze, dar fără efect, așa că au doborât-o, iar resturile au aterizat în mare, a adăugat acesta. Taiwanul a tras focuri de avertisment asupra unei drone pentru prima dată marți, la scurt timp după ce președinta Tsai Ing-wen a ordonat armatei să ia contramăsuri puternice împotriva ceea ce ea a numit provocări chinezești. The more the enemy provokes, the calmer we must be. We will not provide the other side with pretexts to stir up a conflict. We will not provoke disputes and we will exercise self-restraint. But it does not mean that we will not counter. Beijingul, care revendică Taiwanul ca fiind al său împotriva obiecțiilor puternice ale guvernului de la Taipei, a organizat exerciții militare în jurul insulei încă de la începutul lunii trecute, ca reacție la vizita în capitală a președintelui Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi. Guvernul taiwanez a declarat că nu va provoca sau escalada tensiunile, dar a fost deranjat de cazurile repetate în care drone chinezești au survolat insulele controlate de Taiwan în apropierea coastei chineze.